care comunități locale se înfrățesc este schimbul dintre aceste comunități locale. Și faptul că avem bucuria și onoarea să fim înfrățiți cu un sector din Chișinău, deși aparent, așa, dacă vă gândiți, nu pare un lucru foarte normal în sensul în care un orășel ca așa nostru de 16.000 de locuitori se înfrățește cu un sector care e 160.000. Uite că sufletele oamenilor se pot aduna și lucrurile se pot întâmpla așa cum ne dorim. Prin această înfrățire, sigur că am reușit, în afară de schimburile culturale, care sunt cele mai importante, care au avut și au loc, să ne mai întâlnim și la alte evenimente în orașul nostru. Desfășurăm un concurs internațional de anul ăsta de matematică, la care participă mulți elevi, Puma Matematice, și am avut prezenți și din sectorul Rășcani anul acesta, foarte mulți elevi. Și pentru toate aceste activități vreau să îi mulțumesc în mod deosebit lui Irina, care este persoana care ține legătura cu Șimleul. Sigur că domnul pretor și domnul vicepretor nu au timp întotdeauna să intre în toate amănuntele acestea, dar cu siguranță le susțin. Și pentru că vă spun și Irina vrea să spună ceva, o rog, să spună câte ori. Bună ziua! Municipiului Chișinău, pretura sectorului Rășcani, pentru domnul Septimiu Cătălin Țurcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei, în semn de înaltă apreciere a contribuției la stabilirea și dezvoltarea relației de colaborare și prietenie între orașele Șimleu Silvaniei și sectorul Rășcani al municipiului Chișinău. Pe bune, este adevărat. Mulțumesc. Uite, cei care au pus-o între Șimleu Silvaniei și sectorul Rășcani, domnul Chipier, a spus că avem mult ce învăța de la Șimleu. Dar o să vă spun că prima lecție noi am învățat-o, că trebuie să fim atât de natural și adevărat ca dumneavoastră. Da, mulțumesc. Vreau să vă spun, am fost în multe locuri în lume și nu o spun din complezență pentru că sunt înși aici, dar nu m-am simțit nicăieri mai bine și mai, nu știu, decât atunci când mergem în Chișinău. Modul în care suntem tratați acolo, modul în care frații noștri de acolo se străduiesc, își pune sufletul pe tavă, este pentru noi foarte important. Și m-am străduit de anul trecut să-l aduc pe domnul pretor aici. N-am reușit anul trecut, dar mă bucur că am reușit anul ăsta. Vasile, domnul vicepretor a fost, este, cred că, a treia oară. Vă mulțumesc pentru toată disponibilitatea și sunt convins că relațiile dintre comunitățile noastre nu pot duce decât acolo unde trebuie. Este important că tinerii noștri se cunosc și își cunosc obiceiurile, învață ceea ce e bun unii de la alții. Asta este cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult. E o mare onoare pentru mine că am primit această diplomă de gratitudine. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Și în continuare, deci continuăm. Spunea domn primar că relația de înfrățire dintre orașele noastre are mai multe domenii de activitate. Deci recent, în luna mai, delegația primăriei orașului Șimleu Silvaniei a participat la un eveniment, Festivalul Aizvorul din Rășcani. În cadrul evenimentului a avut loc o competiție frumoasă pe decembrie 2014. Domnul primar a fost în juriu, a apreciat mult activitatea.
Deci am venit cu o pagină de prietenia a orașelor și cu un stick cu toate filmările și cu... Super! Da, acesta este cerceul care este tată la tot premiul mare care va fi de AWS înainte. Și azi vrem ca să fie la dumneavoastră ca invitatul nostru de onoare pe toți anii. Mulțumesc foarte mult. Deci TVC-ul acesta este un concurs între liceele din sector. Și ajung la un moment dat patru licee cele mai bune care se participă la acest concurs. N-am văzut așa ceva, vă mulțumesc. Sigur că frații noștri de peste Prut sunt de adevărați artiști, dar să vezi tinerii aceștia de 16, 17, 18 ani, modul în care își prezintă tot ceea ce știu, modul în care sunt atât de natural, n-au nicio reținere, niciun stres. Și evident că am fost foarte bucuros că în acest an au câștigat cei de la liceul nostru, nu? Adică liceul care a câștigat a fost liceul Sadoveanu. Pentru noi să fie o onoare dacă această figură va fi la dumneavoastră. Cu siguranță de peste 15 minute încolo. Toți cei care vin în municipiul Chișinău cunosc dulciurile care sunt autentice, Fabrica Bucuria. Deci v-am adus mai multe bucurii pentru toți colegii de la primărie. Să serviți cu mare drag. Mulțumesc! 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 Mulțumesc!